numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnul să fie cu voi. Ție-ți spune inima mea, am căutat fața ta. Fața ta, Doamne, o caut, nu-ți întoarce fața de la mine. Iubiți credincioși, fața lui Dumnezeu o căutăm pentru a-L descoperi, pentru a-L cunoaște mai bine. Și astăzi urcăm împreună cu Iisus și cu cei trei apostoli pe care ia Iisus cu El, urcăm pe Tabor pentru ca să trăim această transfigurare a lui Iisus în fața ucenicilor și în fața noastră. Ne întâlnim la această Sfântă Liturghie cu frumusețea lui Iisus. Frumusețea lui Iisus ne arată frumusețea noastră. Ne pregătim acum sufletește pentru a celebra cât mai bine Sfintele Taine, recunoscându-ne păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din prea mare vina mea. De aceea mă rog pe Sfânta Maria, cu rurea la picioare, pentru sângerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi, Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm, Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul Tău iubit, întărește inimile noastre cu hrana cuvântului Tău, ca purificându-ne privirea lăuntrică să ne putem bucura de vederea gloriei Tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, Dumnezeu i-a apărut lui Abraham, l-a scos afară și i-a zis: privește cerul și numără stelele dacă poți. Și a continuat: atât de mult vor fi urmașii tăi. Abraham a crezut ceea ce i-a spus Domnul. Și pentru aceasta, Domnul l-a socotit drept. Domnul i-a mai zis: eu sunt Domnul care te-a scos din Ur, din Caldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. A zis Abraham: Doamne Dumnezeule, cum pot cunoaște că o voi stăpâni? Și Domnul i-a zis: ia o juncă de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturică și un pui de porumbel. Abraham a luat toate aceste animale, le-a despicat în două
și a pus fiecare bucată una în fața celelalte, dar păsările nu le-a despicat. Și fiindcă păsările răpitoare se năpusteau asupra animalelor înjunghiate, Abraham le izgonea. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Abraham și l-a cuprins întuneric și frică mare. După ce a sfințit soarele și s-a făcut întuneric, iată un fum ca dintr-un cuptor și o coloană de foc au trecut printre acele jumătăți de animale. În ziua aceea, Dumnezeu a încheiat un legământ cu Abraham spunând: urmașilor tăi le voi da țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare al Eufratului. Cuvântul Domnului. Domnul este lumina și mântuirea mea. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții mele, în fața cui voi tremura? Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Prin glasul inimii îmi șoptești, caută fața mea. Iar eu, Doamne, caut fața Ta, nu-mi ascunde fața Ta, nu îndepărta cu mânie pe slujitorul Tău, Tu ești ajutorul meu, nu mă respinge. Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului în împărăția celor vii. Așteaptă-L pe Domnul, fii tare, ai curaj și nădăjduiește în Domnul. Lectura a doua. Hristos va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea cu trupul său glorios. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, noi suntem cetățeni ai cerului. De acolo așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, care va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea trupului său glorios, prin puterea pe care o are de a-și supune toate. Deci, frații mei prea iubiți, pe care atât de mult doresc să vă revăd, voi care sunteți bucuria și răsplata mea, rămâneți statornici în Domnul prea iubiților. Cuvântul Domnului. Din norul strălucitor s-a auzit glasul Tatălui: acesta este Fiul meu prea iubit, pe dânsul să-L ascultați. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În timpul acela, Iisus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-a urcat pe munte ca să se roage. Pe când se ruga, aspectul feței i s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă strălucitoare.
Și iată, doi bărbați stăteau de vorbă cu el. Erau Moise și Ilie, arătându-se în slavă. Ei vorbeau despre sfârșitul lui, care urma să se împlinească în Ierusalim. Petru și cei care erau cu el erau toropiți de somn. Când s-au trezit, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau cu el. Pe când aceștia se depărtau, Petru i-a zis lui Iisus: Învățătorule, ce bine ne simțim aici! Să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu-și dădea seama ce spune. În timp ce spunea acestea, a venit un nor care i-a învăluit, iar ei, intrând în nor, au fost cuprinși de frică. Atunci s-a auzit din nor un glas: Acesta este fiul meu preiubit, pe dânsul să-l ascultați. În timp ce glasul răsuna, Iisus era singur. Ei au păstrat tăcerea și în zilele acelea nu au spus nimănui nimic despre cele văzute. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, după ce în Miercurea Cenușii am intrat în timpul sfânt al postului mare și apoi duminica trecută am intrat cu Mântuitorul în pustiu pentru a descoperi că trebuie să luptăm cu ispitele noastre, cu ispitele din zilele noastre, care sunt așa de multe și care parcă ne asaltă și par de multe ori că sunt mai puternice decât noi. Astăzi suntem invitați să mergem împreună cu Mântuitorul pe muntele Tabor pentru a descoperi, spuneam, frumusețea lui Dumnezeu. Și în această frumusețe să descoperim, să mergem la în profunzimea credinței noastre. Acesta este scopul postului mare. Vedeți, mulți consideră creștinismul sau îi consideră pe creștini niște oameni triști, oameni care se gândesc mereu, eu știu, la cruce. Poate auzim pe unii care, vai, vreau să sufăr, Doamne, din iubire față de Tine. Sigur, este o realitate. Dar nu asta este cea mai importantă. Creștinismul este o religie a bucuriei, a vieții, a salvării. Și asta încercăm și noi să facem în acest timp sfânt. E importantă mortificația, ceea ce facem. Sunt foarte importante aceste fapte. Dar ne amintim că acest timp ne duce tocmai la o reînsuflețire a credinței, la o reîmbogățire, o creștere a acestei trăiri a vieții de credință. Și spuneam că acesta este scopul postului mare, să mergem la esențial, să ne reamintim cât de mult ne iubește Dumnezeu, să ne amintim ce a făcut El pentru noi, să mergem împreună cu El pentru a ne descoperi pe noi. Îmi place acel exemplu al unei fetițe de 4 ani, într-o familie, care a cerut părinților să o lase să stea puțin cu frățiorul ei, care s-a născut de câteva zile. Părinții, vă dați seama că nu au lăsat-o, n-au dorit să o lase, pentru că le era frică. Copiii mici, de multe ori sunt geloși și se gândeau părinții ca această fetiță să nu-i facă ceva rău. Dar trecea timpul și fetița devenea din ce în ce mai nerăbdătoare și cerea părinților să o lase. La un moment dat, părinții, văzând că totuși nu se comportă prea rău această fetiță cu frățiorul ei, au lăsat-o. Dar au lăsat ușa întredeschisă pentru a trage cu ochiul ce face fetița în acea cameră, pentru a asculta, pentru a vedea ce se întâmplă. Și rămân surprinși când o văd pe fetiță, că se apropie de frățiorul ei,
apropie fața sa de fața lui și îi spune așa în șoaptă, bebe mic, spune-mi, cum arată Dumnezeu, că eu încep să uit. Iubiți credincioși, această fetiță a auzit de la părinți că frățiorul ei vine de la Dumnezeu. Și în gândul ei, în mintea ei, era oare cum o fi Dumnezeu, că eu nu mai aduc aminte. Și în mintea noastră, de multe ori, în agitația zilnică pe care o trăim, există acest risc să nu mai descoperim, să nu mai știm cum arată Dumnezeu. Acesta este timpul postului mare. Timpul în care coborâm, ne facem mici, ca niște copii, ne abandonăm și noi în brațele Tatălui și îi spunem, Doamne, cum mai arăți Tu? Cum mai ești Tu? Cum vrei să trăiesc eu astăzi, în timpurile noastre atât de agitate, timpurile de criză atât pentru societatea în care trăim, societatea civilă, dar și pentru biserică, și o știm cu toții. Astăzi, Hristos ne ia cu El pe tabor și ne descoperă frumusețea lui Dumnezeu. Ne descoperă cât de frumos este Dumnezeu și ne descoperă faptul că în timpul postului mare facem acest parcurs, acest drum spre descoperirea frumuseții lui Dumnezeu. Este extraordinar. Este extraordinar Dumnezeu, cât de mult ne iubește, cât de frumos este Dumnezeu. Și apostolii exclamă, văzându-L pe Iisus transfigurat, luminos, Doamne, ce bine ne simțim aici, să facem trei colibe, una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. De multe ori, cred că și noi am trăit niște sentimente asemănătoare. Am avut perioade de bucurie, perioade în care parcă simțeam și noi această satisfacție că parcă viața noastră merge bine. Și mai mult poate am descoperit în trăirea credinței, într-o rugăciune, într-o rugăciune spusă din inimă, spusă în liniște, în tăcere, când, eu știu, am lăsat totul la o parte pentru a ne întâlni cu Bunul Dumnezeu. Așa a făcut Mântuitorul. În urcușul său, pe tabor, în transfigurarea sa, am văzut că contextul este tocmai de rugăciune. De fiecare dată și evanghelistul Luca, când vorbește despre un eveniment important din viața lui Iisus, spune că Iisus fusese sau era în rugăciune. Iisus, în momentele importante, se roagă. În momentele importante, face tăcere. În momentele importante, intră în dialog cu Dumnezeu. Vorbește cu Dumnezeu. Iisus ne spune și nouă să redescoperim frumusețea rugăciunii, acea relație, acel dialog dintre noi cu Dumnezeu. Și v-aș întreba, simțiți sau simțim noi această frumusețe a rugăciunii? Dăm ocazia să simțim această bucurie a rugăciunii? Rugăciunea de dimineață, rugăciunea de înainte, de după masă, rugăciunea de seară, rugăciunile pe care le facem noi, care ne întăresc și care ne dau forța de a duce mai departe misiunea pe care o avem de îndeplinit. Apoi, evenimentul de pe tabor ne mai arată ceva. Spre deosebire de Matei și Marcu, unde se vorbește doar despre faptul că au apărut cei doi, Moise și Ilie, și stăteau de vorbă cu Iisus, în Evanghelia după Luca, ni se spune ceva mai mult. Cei doi, Moise și Ilie, vorbeau despre apropiata sa plecare, apropiata plecare a Mântuitorului, iminenta sa pătimire pe care o va avea de suferit. Și Iisus, sigur, acum să mă ierte bibliștii și teologii, parcă în acest moment ar fi înțeles mai mult ce înseamnă această frumusețe. Până unde trebuie să meargă pentru a arăta adevăratul chip al lui Dumnezeu. Un chip frumos, extraordinar.
a înțeles că trebuie să meargă până pe cruce, până la moarte. Iisus n-a iubit crucea, nu a dorit-o neapărat, că știu, e extraordinar de mult, dar El a acceptat-o. A acceptat-o pentru că ne iubește pe noi, pe fiecare dintre noi. Este extraordinar acest lucru. Ce frumos este să te simți iubit de cineva, să te simți iubit de Dumnezeu, să te simți iubit de Cel care te-a mântuit, Cel care te așteaptă acolo, sus în ceruri, și face lucruri extraordinare pentru tine. Ce frumos este Dumnezeu! Iubiți credincioși, astăzi să încercăm să descoperim mai mult această frumusețe. Poate ați mers și ați întâlnit mulți oameni și ați exclamat, ce frumos este acest tânăr, acest om, această femeie, acest bărbat. Și de multe ori vedem și în presa pe care o avem în zilele noastre, cum se caută frumusețea. Și Dostoievski spune la un moment dat că frumusețea va salva lumea. Într-adevăr, va salva lumea. Dar cardinalul Martini, de fericită memorie, într-o scrisoare de-a sa pastorală, a spus că e într-adevăr adevărat. Frumusețea va salva lumea. Dar care frumusețe? Această frumusețe estetică, această frumusețe exterioară pe care o caută toți să arate cât mai bine și pentru asta fac fel și fel de lucruri, fel și fel de excese? Nu, spunea cardinalul, că frumusețea nu cu F mic, această omenească, mundană, dar frumusețea cu F mare, Dumnezeu, El care este frumos, El va salva lumea. Și astfel, și noi, descoperindu-L pe Cel care este frumusețea supremă, descoperim și noi cât suntem de frumoși. Descoperim și noi că avem un rol important în această lume, că facem parte din planul lui Dumnezeu și că în momentul acesta al taborului descoperim că și pentru noi Dumnezeu are poate în viața noastră anumite lucruri mai grele, le permite pentru a progresa și noi în credință, pentru a ne perfecționa chipul nostru, pentru a fi mai frumoși. Îmi vine în minte un exemplu cu două pietricele care erau pe cursul unei ape de munte. Erau deosebite de celelalte pietricele pentru că erau de un albastru intens. Și se gândeau ele, vorbeau, discutau între ele și spuneau, oare ce vom fi noi când ne va lua cineva de aici, din această apă? Spunea pietricică, poate că voi fi pe coroana unei regine. Cealaltă spunea, poate eu voi fi pe inelul unei mirese. Și așa discutau ele între ele și la un moment dat au fost luate. Au fost puse în niște cutii, s-au sufocat acolo, a stat mai mult timp, dar la un moment dat au fost luate și au simțit ele că sunt puse, după ce au fost un pic șlefuite, puse într-un perete, așa, și era ceva lipicios. Începuse să fie lipite și începe ele să exclame, să strige, să plângă, să se revolte. Lăsați-ne în pace! Nu ne lipiți! Nu ne țintuiți aici! Dar două lovituri de ciocan le-au prins în acel perete. Erau nemulțumite. Și la un moment dat s-au gândit ele că pot să scape. Au discutat ele cu un firicel de apă care trecea deseori pe acel perete și s-au înțeles. Și la un moment dat, iată că le-a cerut să treacă, să le elibereze de pe acel perete. Într-o zi mai umedă, acele două pietricele s-au desprins
au scăpat, în sfârșit, au scăpat din acel perete. Și de jos contemplau peretele de pe care au căzut. La lumina lunii se vedea chipul extraordinar al lui Hristos. Numai că era ceva deosebit. Iisus Hristos era orb. Au înțeles aceste pietricele. Ele erau pupilele Mântuitorului. Sacristanul a trecut dimineața aceea, le-a dat cu piciorul, le-a măturat și le-a pus în coș. Iubiți credincioși, și noi facem parte din acest plan al lui Dumnezeu, din această frumusețe extraordinară pe care o are lumea. Noi suntem, facem parte din chipul Mântuitorului, împlinindu-ne misiunea noastră. Poate avem impresia că este o misiune neimportantă, dar este misiunea noastră. Este locul nostru pe care trebuie să-l împlinim. Este această misiune încredințată și prin care devenim mai frumoși zi de zi. Spuneți-mi, ați văzut oameni frumoși? Eu am văzut. Oameni bătrâni, care poate i-am vizitat cu ocazia vinerii întâi și îi vedeam cu rozariu și știam că au fel și fel de boli, dar citeam pe chipul lor o seninătate, o strălucire extraordinară. Pentru că l-au întâlnit pe Hristos. Au întâlnit iubirea. Iubirea te transformă. Iubirea te face să fii altfel, te transfigurează. Priviți în ochii unor tineri care se iubesc. Se iubesc cu adevărat. Pe chipul a doi îndrăgostiți. Priviți pe chipul unei mame care tocmai a născut și își ține copilul în brațe. Este ceva extraordinar să vezi cum radiază acea femeie, cum radiază acel om, acea mamă, radiază lumină. Pentru că iubirea se revarsă. Iubirea te face să fii altfel, să strălucești. Iubiți credincioși, să încercăm și noi să facem mai multă liniște în viața noastră, să îl descoperim pe Dumnezeu extraordinar de frumos și descoperindu-l pe El, să ne îndeplinim cât mai bine misiunea noastră, să facem acele gesturi frumoase, să descoperim frumusețea rugăciunii, frumusețea darului de a dărui ceva din ceea ce avem noi, frumusețea vizitei a unui om care suferă, a celui care poate e părăsit, vizita părinților, a rudelor, a celor care au nevoie de noi. Sunt aceste frumuseți extraordinare care nu trebuie lucruri, eu știu, mari, dar în lucrurile mici putem să descoperim frumusețea, să descoperim pe Dumnezeu, să ne descoperim și pe noi că suntem frumoși, iubiți de Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința noastră, cred într-unul Dumnezeu. Cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat, a înviat a treia zi, după Scripturi, și s-a suit la cer, și a de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu murire să-și duce pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Revin Duhul Sfânt, Domnul și de viață Bucătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul
este adorat și preamărit și a venit prin proroci. Cred în una sfântă, catolică și apostolică Euserie, Mântuisus, cum botez, care păcatele, aștept în bine morților și viață pentru ceva de noi. Amin. Colecta din această zi este pentru centrul diocezan Caritas, pentru cele 16 centre de îngrijiri la domiciliu. Fraților preiubiți, pentru a-i pregăti pe ucenici să înfrunte cu tărie toate greutățile și suferințele pe care aveau să le întâmpine în urmarea Lui, Iisus le-a arătat pentru câteva clipe strălucirea Sa dumnezeiască. Să le rugăm pe Fiul lui Dumnezeu să întărească noi lumina credinței, prin care, dincolo de vălul celor materiale, să vedem frumusețea Sa, izvor de nespusă fericire. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul preiubit al Tatălui, fă ca în viața bisericii să strălucească frumusețea chipului Tău. Te rugăm, ascultă-ne. Dă-ne să vedem și să prețuim în frații noștri măreția Harului Sfințitor. Fă ca, prin artă și tehnică, să fie recunoscută și preamărită înțelepciunea lui Dumnezeu. Luminează-i pe oamenii de știință pentru ca, de la cunoașterea lucrurilor create, să ajungă la cunoașterea Creatorului. Întărește-i cu speranța răsplății veșnice pe cei aflați în suferință. Alină-i pe muribunzi cu bucuria că, în curând, vor fi primiți în lumina împărăției Tale veșnice. Dă-ne și nouă fericirea de a vedea strălucirea Ta dumnezeiască. Dumnezeule Părinte Ceresc, Tu ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul Tău preiubit. Întărește credința în inimile noastre, pentru ca, lăsându-ne călăuziți de ea, să ajungem în strălucirea împărăției Tale, prin Hristos Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă să ne spele de păcate și să sfințească trupurile și sufletele credincioșilor Tăi, pregătindu-le pentru celebrarea sărbătorilor pascale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Thank you.
mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, după ce le-a prezis ucenicilor propria sa moarte, le-a descoperit pe muntele cel sfânt strălucirea sa dumnezeiască, arătându-le astfel din lege și profeți că numai prin suferință avea să ajungă la biruința învierii. De aceea, împreună cu puterile cerești, preamărim și noi pe pământ maiestatea ta, zicând fără încetare: adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, potimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine,
Dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt se facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim oștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a păcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru, Benedict al XVI-lea și Episcopul nostru, Petru, Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, privește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Iar acum să ne rugăm împreună, așa cum ne-a învățat Mântuitorul, Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cer. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Oferiți-vă pacea. Thank you.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe cel care ia asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Thank you.
După ce am luat parte, Doamne, la tainele măririi Tale, voim să-Ți aducem mulțumire, pentru că încă de pe pământ ne faci părtași de bunurile cerești, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Mare în care Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul nostru. Iată, slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Mare ca pe Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne faci un proiect de să ne rugăm, Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava vierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și bururea și vecii vecilor. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează. Blândul Iisus, odihna cea veșnică, dă-o, Doamne, răposaților noștri, și lumina cea să se odihnească în pace. Amin. Domnul să fie cu voi. Binecuvântează-i, Doamne, pe credincioșii Tăi cu binecuvântarea veșnică. Și ajută-i ca în așa fel să îmbrățișeze Evanghelia Fiului Tău unul născut, încât să suspine mereu după acea mărire pe care ai dezvăluit-o apostolilor în schimbarea la față și să poată ajunge cu bine la ea, prin Hristos Domnul nostru. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.